Secretarul executiv PSD Mehedinț, senatorul Liviu Mazilu, îi aduce acuzații grave mehedințeanului din fruntea Ministerului Energiei. Virgil Popescu este acuzat de faptul că susține băieții deștepți din domeniul energiei, iar pe români îi îngroapă în datorii. Măsurile luate de actuala guvernare sunt dezastruoase pentru români și pentru România. Socialdemocratul Liviu Mazilu susține faptul că ministrul mehedințean al energiei Virgil Popescu, alături de premierul țării Florin Vasile Câțu, sunt principalii vinovați de criza care a lovit ca un trăsnet milioane de români. Este vorba de proiectul PSD prin care impunem plafonarea pentru 6 luni a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Sigur, nu-mi fac iluzii că unul dintre parlamentarii PNL de Mehedinț, domnul ministru Virgil Popescu, va susține acest proiect, a și declarat public că are în vedere altfel de, să spunem, măsuri paliative din punctul meu de vedere și fără efect asupra buzunarilor populației, dar nu mă aștept la domnul Popescu, care cred că este evident pentru toată lumea, susține interesele marilor corporații și nu a românilor obișnuiți, nu mă aștept să vină în susținerea acestui proiect. Sper totuși că ceilalți parlamentari de Mehedinț, ceilalți doi parlamentari de Mehedinț ai Partidului Național Liberal, vor avea discernământul și personalitatea, să-i spun așa, de a se detașa de părerea domnului Virgil Popescu și să-și aducă aminte că vin din rândul oamenilor, au și dumnealor familii, sunt votați de către cetățeni și va fi foarte dificil să dea ochii cu cetățenii după această iarnă și pe asta vă bazez. Socialdemocrații fac tot ceea ce le stă în putință, atât cât le permit pârghiile parlamentare, chiar și din opoziție, să stopeze acțiunile criminale ale acestui guvern profund, incompetent și corupt.